Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Mihaela Ionașcu! Oh! Iată cum scena se umple! Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult să vă revăd! Și noi! Cam asta aud eu în fiecare weekend când mă ia poliția de lângă club. Îmi place mult să merg în club, știți? Dar dau peste diferiți oameni ciudați. A venit un tip la mine cu fraza: hei, salut, aș putea să-ți sărut sânii. Foarte ciudat tip. Dar eu îl caut până în ziua de azi. Aș dori să-i întorc înapoi aparatul dentar. Dacă vă întrebați cum s-a schimbat viața mea după Ai Umor, ei bine, a început să mă recunoască lumea pe stradă. Bine, exagerez, nu chiar să mă recunoască, mai mulți mă confunde cu micuțul. Eu m-am simțit cumva obligată să ajung la tema copiilor din nou, pentru că am făcut-o recent pe Bona și am înțeles că e foarte complicat. Nu e atât de ușor să o faci pe Bona după ce vii din club. Nu-mi place deloc momentul când trebuie să adorm copiii, pentru că de obicei eu adorm prima. Și ideea e că nu vreau să împart același pat cu copiii, cu tot respectul pentru Michael Jackson, dar eu nu sunt ca el. Mamă, dă în clasic! Da, da. M-a invitat recent un tip la el acasă să privim un film, dar a trebuit să refuz pentru că mi-era lene să mă epilez. Și a zis că, bine, dacă vreau, nu vreau film, putem să ne uităm la un video pe TikTok, zic sore pentru un sex de 30 secunde, eu nu ies din casă. Eu chiar am o problemă cu alea 30 de secunde, eu nu sunt obișnuită să mă atât de mult. Lai, lai, la, la. Deci, dacă tot vorbeam despre băieți, 90% din prietenii mei sunt genul masculin, pentru că ei mereu îmi oferă ajutorul fără ca eu să-l cer. Un prieten îmi spune: băi, Mihaela, aș murdare pe tricou, lasă-mă să te ajut. Zic: nu, nu sunt și el nu contează. Dar preferatul meu din toți prietenii este ăla care e dependent de jocuri, de aparate, jocuri de noroc. El este atât de dependent că atunci când l-am invitat la mine acasă, a început să apese concomitent pe toate butoanele de la aparatul de cafea. Pe el îl urăsc chiar și bătrânii, bătrânii din oraș, pentru că el se joacă cu aparatele lor auditive. Mersi. Am înțeles că noi trăim acum într-o lume unde totul se bazează pe publicitate. Absolut tot. Dar evident că nu toate companiile au nevoie de publicitate. Spre exemplu, companiile care prestează servicii funerare, pentru că ei mereu au clienți. Și ar fi ciudat să stai cu familia, să te uiți la TV și acolo să apară publicitate: servicii funerare în Geraș. Alege să mori cu noi, iar prietenul tău va muri la 50% reducere. Vă dați seama cât de straniu ar fi să te sune de Black Friday, să-ți explice că acum au o promoție nouă și cu un abonament lunar puteți muri toți împreună? Am impresia că ei ar funcționa după o singură regulă, că nu ai voie să învii a treia zi, altfel nu-ți întorc banii. Sau chestia asta cu a returna un produs, să te întrebe: de ce vreți să returnați acest scriu? Și tu te uiți la scriu cu, nu știu, miroase plastic, parcă nici nu-i de lemn, parcă e made in China, arată așa de parcă pot să-l folosesc o singură dată, nu, mersi. Da, eu am înțeles că ca să prestezi așa servicii trebuie să fii empatic. Deci, oficial, asta nu-i jobul, nu-i pentru mine. Am înțeles asta când stăteam la stație și a venit la mine o doamnă, m-a întrebat când vine autobuzul pentru că întârzi la chimioterapie. M-am uitat la ceas și zic: sorry, dar și ambuteiaj, n-ai tu atâta timp. Mulțumesc! Ha, că ai scăpat!